Dragii noștri, mulțumim pentru slujirea voastră. Mulțumim pentru faptul că în seara aceasta v-ați închinat Domnului într-un moment în care v-ați organizat ca să cântați mai multe cântări, așa cum se numește în biserica noastră seara unei formații. Rămâneți însă cu o balanță de două cântări pe care trebuie să o cântați într-o altă seară, însă vrem să vă mulțumim pentru efort. Vrem să mulțumim pentru visul vostru care devine realitate, să creșteți în Biserica lui Dumnezeu și să slujiți Biserica lui Dumnezeu. Știm că părinții voștri se bucură de voi, de evoluția voastră, însă ne bucurăm și noi toată Biserica lui Dumnezeu. El să vă răsplătească și să vă aibă în pază. Amin. Stimată Biserică, vrem să citim acum din Cuvântul Domnului, Vechiul Testament, Cartea lui Daniel, capitolul 2. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați. Daniel, capitolul 2. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe caldeeni ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Caldeenii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate, spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis caldeenilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spune-mi visul și tâlcuirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voi să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul acesta mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri, până se vor schimba vremurile. De aceea spuneți-mi visul, ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Caldeenii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ ca să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stere sau caldean. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni ca să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoară pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului: pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor peste această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Amin. Stimată biserică, reocupați-vă locurile. Suntem înaintea Domnului și în seara aceasta, suntem cu bucuriile noastre, suntem cu întristările noastre, cu bolnavii pe care îi avem pe listele de rugăciune, suntem cu sărbătorile noastre, suntem cu formațiile bisericii, cu evenimentele din viața și din biserica Domnului. Timpul care ne-a mai rămas aș vrea să-l dedicăm predicării Evangheliei și vă invit în seara asta să ne uităm la textul ăsta, începutul cărții lui Daniel. Suntem în cei 70 de ani de robie din Babilon. A căzut regatul de nord cu aproximativ 137 de ani mai devreme sub Imperiul Asirian. A căzut regatul de sud sub Imperiul Babilonian. Și acum tineri de elită, tineri de spiță nobilă, tineri educați,
sunt luați din țară și duși împreună cu vasele de aur și cu tot ce era mai bun în Israel în Babilon. Câțiva dintre ei strălucesc însă prin integritate, prin capacități și împăratul îi remarcă, evident nu împăratul, ci oamenii lui, logofeții. Și iată-i pe câțiva dintre ei ajungând lideri peste anumite responsabilități din imperiu. La un moment dat, împăratul are un vis. Și pentru că nu-l mai ține minte, cere un lucru neobișnuit oamenilor care de obicei tălcuiau visele lui. Vrăjitorii, învățații, caldenii. Și aceștia spun, spune-ne visul ca de obicei. El însă nu mai ține minte visul și pretinde acestora nu doar să interpreteze, ci și să spună ce interpretează. Oamenii răspund, este cu neputință. Și este adevărat. Însă tot ei spun, numai zeii se pricep la treaba asta. Daniel, împreună cu cei trei tovarăși, aud despre criza apărută și, ca de obicei, în situații de neputință umană, merg înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Rugăciunea primește răspuns și Domnul le vorbește. Daniel merge la general, la Arioc, mai mare peste căpetenii, și îi spune, vreau să mă duc la împărat pentru că pot să-i tâlcuiesc visul după ce îl voi spune, lucru care se și întâmplă. Și atunci Daniel primește de la Dumnezeu și spune împăratului Nebucadnețar vedenia aceea care a rămas celebră și despre care mulți predicatori vorbesc, despre chipul acela pe care l-a văzut și despre însemnătatea lui, despre cele patru imperii care s-au perindat, două dintre ele pe scena istoriei și două urmau să vină. Ei bine, după ce se întâmplă lucrul acesta și împăratul se liniștește, probabil, Biblia nu-i explică, el își pune în minte un plan să construiască un idol, aproximativ 30 de metri înălțime, aproximativ 3 metri lățime, și cheamă pe toți oamenii din țară să se închine în fața acestui idol. Și închinarea se face pe fondul muzicii și instrumente de toate felurile cântă, iar pe fondul acestor cântece, oamenii trebuiau să se închine. Evident, cine nu se închină sunt cei patru evrei. Biblia remarcă pe trei dintre ei, cei trei tovarăși. Împăratul aude despre împotrivirea lor, îi cheamă și îi condamnă la moarte. Sunt aruncați într-un cuptor care este încins mai mult decât de obicei și totuși Dumnezeu, care intervine nu doar a descoperi visul împăratului, intervine și în a-i scăpa pe acești trei tineri, bărbați tineri, din cuptorul încins. Și împăratul este martor la minuni care îl ajută să-și reconsidere punctul de vedere față de Dumnezeu. Pe marginea acestor evenimente aș vrea să surprind câteva aspecte care au semnificație prin aplicabilitatea lor practică pentru biserica contemporană, pentru noi, oameni credincioși. Și asemenea generației din vremea aceea, de mult apusă, astăzi și noi ne regăsim în experiențele lor. Și aș vrea să surprind, repet, câteva lucruri. Am numit predica aceasta examenul din Valea Dura. Valea Dura era o vale prin care trecea un râu pe care îl chema râul Dura și datorită râului, valea aceasta primește numele de Valea Dura. Specialiștii nu știu ce înseamnă asta prea mult și sunt prea multe explicații care eu să spun câteva dintre ele în această seară. Dar ceea ce este important este că în valea aceea, oamenii aceștia au fost expuși unui examen. N-a fost un examen de matematică, n-a fost un examen de chimie, de geografie sau de altceva, a fost un examen de închinare. Te închini sau nu te închini? Dacă te închini, împăratul te va aprecia și prin conformarea ta față de el vei primi privilegii. Dacă nu te închini, împăratul te va omorâ. Examenul era te închini sau nu te închini. Este bine să te închini, dar nu la oameni. Este bine să te închini, dar nu într-o închinare greșită. Este bine să te închini lui Dumnezeu. Atunci când închinarea e adresată Domnului, se numește închinare. Atunci când închinarea este adresată cuiva, adică unor persoane sau la ceva, unor lucruri, închinarea aceasta este idolatrie. Și împăratul îi cheamă să devină idolatrii, pentru că ei îl cunoșteau pe Domnul, pentru că au fost crescuți în familii ce le-a vorbit despre Dumnezeul lui Israel, deși tineri au ales să câștige examenul. Însă, prețul era moartea. Și asemenea lor și noi,
Suntem chemați astăzi să ne închinăm, să ne închinăm la frumusețe, la inteligență, la bani, la succes, să ne închinăm la tot felul de lucruri. Și unii dintre noi ne închinăm. Evident că închinarea aceasta trece neobservată. Oamenii continuă să vină la biserică, unii chiar fac slujbe. Oamenii au o părere bună despre ei în continuare și nu mai cred deloc păcat să se închine la tot felul de lucruri care sunt absolut lumești. Observați cât de stricți au fost acești trei tineri bărbați. Pur și simplu nu trebuia decât să te apleci și să te ridici. Și după aceea mergeai acasă și te rugai lui Dumnezeu. Ce mare păcat în gestul acesta de aplecare! Ce mare păcat! Astăzi se vorbește mult despre crislam, despre acest spirit ecumenic de a uni cele trei mari religii ale pământului, de data asta două dintre ele, islamul și creștinismul. Spre exemplu, în biserică, în Berlin, unul dintre marile orașe ale Germaniei, se proiectează o clădire care vrea să devină un templu de cult. Acest templu va fi dedicat închinării creștinilor, iudeilor și musulmanilor. Nu va fi dedicat unei religii, ci la toate trei, pentru că suntem într-un proces de globalizare, de internaționalizare. Și trebuie să se ajungă aici. Trebuie cineva să strângă aceste firimituri numite creștinism, iudaism, budism, hinduism și așa mai departe și încet, încet, sub aparente presiuni politice sau financiare, economice, de oricare altă natură, încet, încet firimiturile se adună într-un magnetism drăcesc, numit ecumenic. Și puțin câte puțin ne trezim că religia noastră, pur și simplu, se amestecă cu alta și cu alta și cu alta, căpătând denumiri ciudate, la care oamenii de rând pur și simplu se uită mirați și nu știu ce să înțeleagă. Dragii mei, fiecare dintre noi suntem expuși unui examen al închinării. Cine se închină la bani, Dumnezeu nu-i mai primește închinarea. Cine se închină la plăcere, cine se închină la succes, la inteligență sau la frumusețe, Dumnezeu nu-i primește închinarea. Dumnezeu a apreciat examenul de închinare a acestor trei tineri și modul radical în care ei s-au comportat. Ei au știut că este un examen de închinare și au avut de ales. Au ales să se închine lui Dumnezeu și să nu se închine oamenilor. Au ales să se închine lui Dumnezeu și să nu se închine la altcineva sau la altceva. Însă prețul plătit a fost atât de mare. Aș vrea să vorbim un pic despre lucrurile acestea. Primul capitol din carte vorbește despre acomodarea lui Daniel și a celor trei tovarăși în noua lor patrie, emigrația babiloniană. Al doilea capitol prezintă visul lui Nebucadnețar, iar al treilea capitol prezintă interpretarea visului și de asemenea condamnarea la moarte a celor trei tineri care au refuzat să se închine pe fondul muzicii instrumentelor. Ca să înțelegem mai bine toate aceste lucruri, trebuie să explicăm următorul lucru. Interpretarea pe care Daniel o primește de la Dumnezeu are două părți. Și aceste două părți sunt următoarele. Împărăția lui Anticrist și împărăția lui Hristos. Împărăția lui Anticrist se referă la o persoană și în egală măsură la un sistem. Un sistem care este reprezentat de o persoană. Am întâlnit oameni care împărtășesc un curent teologic potrivit căruia Anticrist este doar un sistem. Am întâlnit un alt curent teologic împărtășit și de mai mulți oameni care cred că Anticrist este doar o persoană. Ceea ce cred că este mai echilibrat este să afirm faptul, chiar dacă este o opinie personală, Anticrist în primul rând este un sistem, nu doar o persoană. Însă acest sistem evident este reprezentat de o persoană. Imperiul lui Anticrist și persoana lui Anticrist se identifică, se suprapun, se mixează în ceea ce se numește autoritatea spiritual-politică-economică a vremurilor sfârșitului. În visul lui Nebucadnețar, împărăția lui Anticrist se derulează în mai multe etape, iar ultima va renaște la sfârșitul istoriei. Împărăția lui Hristos se referă la Israel și la Biserica lui Hristos, care se închină lui Dumnezeu și îi slujește lui Dumnezeu. Iar această împărăție, piatra desprinsă din munte, se rostogolește, lovește chipul care este imaginea centrală a visului lui Daniel și pur și simplu îl zdrobește. Dar asta se va întâmpla doar la sfârșitul vremurilor.
Până atunci există examenul, există cuptorul și există instrumentele care cântă, așteptând să te închini. Și astăzi oamenii se închină. Oamenii se închină la idol, idol neînsemnând neapărat în accepțiunea că e o formă, e ceva pictat sau sculptat. La așa ceva evanghelicii nu se închină. Dar dacă atribuim o valoare superioară lui Dumnezeu, la altceva sau la altcineva, aceasta este o nouă redefinire a conceptului de idolatrie. Cine îl inferiorizează pe Dumnezeu, pur și simplu dă supremație unui lucru, unei persoane sau unui obicei. Aceasta este o formă de idolatrie. Idolatria are astăzi valențe, adică manifestări ciudate. De aceea ele reușesc să surprindă pe mulți pe picior greșit. Viața noastră este un examen de închinare. Nu este altceva decât un examen de închinare. Iar noi mergem în misiune, în evangelizare și ne întoarcem în închinare. Viața noastră pendulează între aceste două responsabilități, du-te, vino. Chicago, Detroit, Detroit, Chicago. Chicago, St. Louis, St. Louis, Detroit. Ei bine, viața unui credincios pendulează. Misiunea noastră este să mergem în slujbă, însă misiunea noastră este să ne întoarcem în închinare. Plecăm cu resursele pe care le primim de la El prin Duhul Sfânt și le cheltuim pentru binele oamenilor, mântuirea necredincioșilor și maturizarea credincioșilor. Mântuirea necredincioșilor și maturizarea credincioșilor. Și ne întoarcem în închinare, onorându-L pe Domnul care a fost cu noi și cerându-I resurse pentru o nouă plecare. Călătoriile acestea la unii dintre noi sunt între casă și biserică. Are altora sunt între casă, biserică și un punct de misiune, mai aproape sau mai departe. Fiecare, nu neapărat cu cât îi cere Dumnezeu, că Dumnezeu cere mult, ci cu cât acceptăm noi să-I dăm lui Dumnezeu din ce ne cere. Dar eu nu vreau să vorbesc despre asta în această seară. Vreau să spun doar că întreaga noastră viață este un examen de închinare. Tot ce facem noi este închinare. Ascultarea noastră este închinare. Iar împotrivirea și răutatea noastră este ceva opus închinării. Dăruirea resurselor cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu sunt închinare. Iar păstrarea acestora într-un mod egoist, doar pentru noi plăcere și pentru bunăstarea noastră și pentru a ieși în evidență, este opusul închinării. Și exemplele continuă. Să te închini lui Dumnezeu este excelența credincioșiei și spiritualității. E ușor să faci semne mătănii, să manifesti sau să exprimi anumite obiceiuri în mod repetant, obsedant și inconștient sau involuntar. Însă este lucru mare să te împotrivești unor curente care îți cer inima, banii, timpul și să spui nu, eu sunt conștient că acesta este un examen de închinare și plătesc orice preț, dar eu nu mă închin. A fost un examen de închinare pentru dumneavoastră să nu rămâneți la meci în această seară? Nu știu, nu cunosc ce meci este prea mult, dar știu că se derulează astăzi, în vremea asta, campionatul mondial. Când eram mai tânăr știam, acum nu mai știu că n-am timp. Dar a fost un examen pe care unii l-au pierdut. Nu știu câți n-au venit la biserică, că acum se zgâiesc la televizor, dar mă gândesc că sunt unii dintre ei care pur și simplu pasionați așa de mult de treaba asta, au rămas să se uite. E și acesta un examen de închinare. E mic, e mare, după mintea unora e mare, după mintea unora e mic. Numai când se va întoarce stăpânul, vom vedea dacă e mare sau mic. Pentru că să vă spun ceva, rămânerea acasă este un examen de închinare. Venirea la biserică este un examen de închinare. Eu sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră în firea pământească stați ca pe ace pentru că ați fi vrut să fiți acasă fiind pasionați, dar pur și simplu ați avut o voce în minte, în conștiință care a spus nu se poate, nu se poate, trebuie să te duci. E un examen de închinare și ați venit. Să nu-L considere Dumnezeu și doar eu, doar conducerea bisericii, doar bătrânii bisericii, doar biserica lui Dumnezeu, îmi place să cred că nu. Pentru acești tineri a fost un examen de închinare. Ceea ce vreau să surprind este faptul că în examenul acesta de închinare sunt foarte multe lucruri care ar putea fi observate și puse înaintea poporului pentru învățătură. Dar eu o să spun doar câteva lucruri. Statuia aceasta, imaginea aceasta, chipul acesta se referă la Imperiul Babilonian, care a existat între 604 și 534. Doar perioada în care evreii au fost robi. Apoi, se referă la Imperiul Medo-Persan, care a început să domnească în 538 și a stat până în anul 33. A urmat Imperiul Grec,
care a domnit aproximativ 230 de ani și s-a încheiat cu Imperiul Roman. Acesta a domnit cel mai mult, a fost cel mai puternic, dar în același timp, datorită dezbinării, a capitulat și el. El a luat ființă în 241, când Sicilia a fost invadată. Însă, în 394, partea de apus a fost distrusă și partea apuseană a supraviețuit până în anul 500. După opinia multor teologi, afirmam și repet, Imperiul acesta va renaște la sfârșitul istoriei. Dacă lucrul acesta va fi adevărat sau nu, se va confirma prin realitate. Dar și realitatea aceasta va deveni istorie. Însă, dincolo de istorie, dincolo de preziceri, dincolo de anticipații teologice pe care predicatorii le spun eu cred că va fi așa sau eu cred că va fi așa, aș vrea mai mult să surprindem ceea ce ne spune Biblia. Pentru că dacă ne avântăm să spunem cum credem noi că va fi în viitor, putem nimeri sau putem greși. Aceasta este doar teologie și este partea cea mai sensibilă a teologiei, numită escatologie, adică partea aceasta de intuiție, de bănuială, de interpretare relativă. Dar dacă vorbim despre istorie remarcată în Biblie, în raportul biblic, atunci nu vom avea prea multe șanse să greșim, că nu facem altceva decât să spunem ce zice Biblia. De aceea eu o să fac lucrul acesta chiar acum. Aș vrea să vorbesc puțin despre politica Babilonului. Și vreau să fac lucrul acesta pentru ca dumneavoastră, frații mei, alături de mine, să vă uitați la vremurile pe care le trăim și pur și simplu să rămânem surprinși de potrivire și de asociere. Babilonul e un sistem politic și religios și economic și cultural și social și psihologic care pregătește Imperiul lui Anticrist. El în primul rând se referă la Babilonul istoric. Vă spuneam că e de mult apus și se referă la Babilonul spiritual, care pur și simplu nu a dispărut niciodată și a avut forme mai pregnante, adică mai vizibile sau mai ascunse. Dacă privim în capitolul 3 din cartea lui Daniel, observăm politica Babilonului. Care e politica Babilonului? Uitați-vă, vă rog, în capitolul 3. Primul aspect al politicii Babilonului. Babilonul face un idol. Întotdeauna Babilonul, și cel istoric și cel spiritual, are o reprezentare la care îi cheamă pe oameni să se închine. În cel istoric, reprezentarea a fost un idol. În cel modern, lumea este Babilonul și mai ales cei care o conduc, iar reprezentarea este orice reprezentare care are acces la inimile oamenilor. Orice reprezentare care are acces la inimile oamenilor, care are influență asupra populației, această reprezentare te cheamă la închinare și oamenii se închină în mod inconștient, în mod mecanic. Spun ei, guvernul știe ce face, spun ei, media știe ce informează. Biblia spune, Nebucadnețar a făcut un chip de aur. Întotdeauna sistemul babilonic are un chip la care îi cheamă pe oameni să se închine. Apoi, Babilonul promovează idolul, nu doar îl construiește. Guvernul nu doar construiește ceva care te cheamă să te închini, ci pur și simplu îl promovează. Are la dispoziție mass media, are la dispoziție legile, are la dispoziție banii, au la dispoziție toate lucrurile. Au la dispoziție psihologii, au la dispoziție școlile, au totul la dispoziție. Vă spuneam, repet, în Danemarca s-a dat o lege potrivit căreia bisericile, nu doar cea națională, toate bisericile din țară sunt obligate să căsătorească, să zicem, doi bărbați, ca și soț și soție. Și chiar dacă preoții mai mărunți, datorită conștiinței, au dreptul să spună nu, episcopul care e peste un grup de preoți nu are dreptul să spună nu. Și el are obligația să găsească, să convingă pe unul dintre preoți, sau dacă nu el însuși, să oficieze căsătoria dintre doi bărbați sau două femei. Este obligatoriu prin lege. Vă întreb, când va deveni obligatoriu prin lege în America, dacă asta se va întâmpla, ne rugăm lui Dumnezeu să nu devină. Dar când va deveni, dacă va deveni? Și va veni în Biserica Betania o astfel de pereche și va cere pastorilor să-i cunune, întreb eu, vom avea puterea să spunem nu? În timp ce cuptorul e în parcare? E ușor acum să spunem predici, să ne criticăm unii pe alții de la amvon. E ușor! E ușor să ni se pare că suntem spirituale astăzi, când a fi spiritual nu înseamnă nimic și doar o pretenție. Nu e niciun examen. Până vine examenul, ai impresia că aici ai matematica. Când vine examenul, ai uitat și cum se mai zice la matematică, că se mai zice aritmetică. Că așa suntem noi. Când privim din tribune, ni se părea că dăm toate golurile.
Când suntem în teren, nici nu mai știm unde e poarta noastră și unde e adversarilor. Așa e omul. Frații mei, este un examen de închinare viața noastră. Tot ce spunem cu gurița, toate deciziile care luăm, toate relațiile noastre, absolut totul e un examen de închinare. Simplu fapt că venim la biserică și împlinim modul de închinăciune de aici, asta nu înseamnă că noi, în săptămâna pe care o petrecem departe de biserică, noi câștigăm neapărat examenele de închinare la care ne cheamă sistemul. Sistemul face idolul și sistemul promovează. Biblia ne spune următoarele cuvinte: a ridicat idolul în Valea Dura. 3. Babilonul legalizează idolul. Împăratul a poruncit să se închine oamenii. Într-o zi ți se va porunci în genunchi. Într-o zi ți se va porunci cu unul pe ăștia doi. Dar nu poți să fac asta. Dacă nu faci, în cuptor. Te vei gândi că ai copii? Te vei gândi că ai nevastă și nu lucrează? Te vei gândi că ai mortgage la bancă? Te vei gândi la multe lucruri și umanismul din dumneata va învinge duhovnicescul din dumneata? Foarte probabil. Te-ai gândit vreodată la examenul acesta? E ușor astăzi să te pretinzi mai credincios decât mine. E ușor astăzi să mă cred mai credincios decât dumneata. Dar când cuptorul va fi în parcare, atunci e puțin mai complicat. A patra valență, al patrulea aspect al Imperiului Babilonian și cel istoric și cel spiritual, este că impune închinarea la idol. Ascultați-mă, un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, cui? Popoare, neamuri, oameni de toate limbele. În ziua în care veți auzi instrumentele sunând. Ce fel de instrumente? Ascultați-mă, trâmbița. Noi avem trâmbițe în biserică. Caval, chitară, noi avem chitară în biserică. Lăută, psaltire, cimpoi și tot felul de instrumente. Observați că închinarea în Babilon se face ca și în biserică, pe fond instrumental. Să nu mai veniți mie să-mi spuneți că orice muzică e bună. Să nu mai îmi spuneți treaba asta. Că vreau să vă spun următorul lucru. Pe fondul muzicii oamenii se vor închina în Babilon. Vreau să știți treaba asta din Scriptură. Este adevărat că acolo nu muzica e vinovată și ce fac oamenii pe fondul muzicii. Dar vreau să vă spun că din aceeași trâmbiță poți să cânți lui Anticrist sau să cânți lui Crist, lui Hristos. Și vreau să spun că pe fondul muzicii te poți închina lui Crist și pe fondul muzicii te poți închina lui Anticrist. Muzica e un fond care stimulează închinarea, care ajută închinarea. Însă închinarea nu e neapărat în muzică, e în noi, e decizia noastră, e în mintea noastră. 5. Babilonul ucide pe nonconformiști. Oricine nu se aruncă cu fața la pământ și nu se va închina va fi aruncat în cuptorul de foc chiar în clipa asta. Te-ai gândit vreodată că a nu te conforma nu e ca atunci când îmi spui mie știi ce, nu vreau? Cineva îmi spunea că altcineva a fost invitat să meargă să voteze și acel altcineva a spus: nu vreau. Nu vreau să comentez, dar vreau numai să spun că în ziua aia nu vei mai spune nu vreau. Vei spune următorul lucru: dacă ai curaj să spui nu vrei, atunci logofătul Babilonului îți va spune următorul lucru: ai dreptul să spui că nu vrei, dar eu am dreptul să te omor pentru că nu vrei. Vei mai fi la fel de ferm cum ești cu biserica, profitând de faptul că dacă vrei e bine, dacă nu vrei tot bine? Te întreb, tot la fel vei face? Atunci când pielea ți-e în joc, a cui ești chemat de bunăvoie? Și pentru că ești chemat de bunăvoie și nu cu bota, vrei să ne demonstrezi că faci ce vrei. Ești liber. Însă altceva te întreb, atunci când va fi cu bota și cu sabia și cu pușca și când îți vor rămâne copiii singuri și soția văduvă, vei mai fi la fel de viteaz? Întreabă-te, acum cât stai pe bancă și nu te obligă nimeni, gândești în voie și cu experiența vieții de adult, poți să-ți faci o socoteală simplă. Babilonul ucide pe nonconformiști. Apoi, Babilonul folosește cadrul muzical în închinarea idolatră și Babilonul sfidează propriile experiențe spirituale. Uitați ce se întâmplă. Împăratul ăsta are o experiență spirituală, îi vorbește Dumnezeu. Îi vorbește Dumnezeu. Și ce vis a avut Nebucadnețar? Păi au avut foarte puțini oameni. Visul lui se întinde pe o perioadă de sute de ani. Și nu e un vis pentru o biserică. Nu e un vis pentru o biserică locală. E un vis și pentru Israel și pentru biserică. E un vis internațional. Câți dintre noi avem vise internaționale?
Păi cei mai mulți avem vise pentru familia noastră, pentru noi, pentru o familie, pentru o biserică locală. Omul ăsta a avut un vis care cuprinde sute de ani toată scena omenirii. Și ciudat este că atunci când se trezește din vis, organizează o închinare idolatră. Toată experiența lui spirituală nu i-a folosit la nimic. Vine în biserică, plânge, recunoaște că Dumnezeu e Domnul și când se duce afară, stă o jumătate de oră în parcare și macină. Ce macină? Reputația fraților, reputația familiilor. Nu folosește nimănui, dar nu se poate opri. E o închinare pe care i-o dă cui crede că o merită. Scumpii mei, este ușor să pretindem, bazați doar pe niște forme care nu cer nimic. Însă este foarte greu să-i dăm lui Dumnezeu închinarea atunci când prețul plătit este un cuptor aprins și probabil familia rămâne singură sau ne urmează în cuptor. Care sunt principiile credincioșilor? Fidelitate necondiționată. Ei au știut că nu îl pot controla pe Dumnezeu decât pe ei și au spus așa: Doamne, noi nu te putem controla pe tine să ne scapi din cuptor, ne putem controla doar pe noi, să alegem să nu ne închinăm, iar dacă împăratul ne pedepsește aruncându-ne în cuptor, vrem să spunem următorul lucru: dacă ne scapi, ne bucurăm, dacă nu ne scapi, să știi că noi tot nu ne închinăm împăratului, noi acceptăm să mergem în cuptor. Doamne, nu mergem în cuptor condiționându-te să ne scapi. Dacă vrei să ne scapi sau nu, e problema ta. Tu știi ce faci cu noi. Problema noastră este să nu ne închinăm la idol. Noi spunem: a, Domnul nu va îngădui să murim de cancer. Dar de ce să nu îngăduie să murim de cancer? Noi spunem: Domnul nu va îngădui să trecem noi prin necazul ăsta, că noi suntem credincioși. Păi n-a spus Domnul că în lume veți avea necazuri? Noi vedem viața de credincios o viață de puf și de catifea. Și îl slujim pe Domnul ca să ne scape de cancer și de necazuri. Oameni buni, întotdeauna credincioșii, unii dintre ei au murit de cancer, alții au trecut prin necazuri, alții au rămas văduvi, alții au crescut orfani. Nu înseamnă că dacă ești credincios, Dumnezeu te scapă de fiecare dată. Te scapă când crede El că trebuie să te scape și nu te scapă El când crede că nu trebuie să te scape. Simplu fapt că ești credincios și simplu fapt că te rogi nu înseamnă neapărat că Dumnezeu te scapă. Înseamnă neapărat că crezi că te va scăpa și te comporți ca și cum te-ar scăpa. Tinerii aceștia spun: Doamne, scopul nostru nu este să te controlăm pe tine dacă ne scap sau nu. Indiferent că ne scap sau nu, noi știm ce avem de făcut. Nu ne închinăm. Pe noi nu ne preocupă treaba ta, pe noi ne preocupă treaba noastră. Trebuie să fii credincios, indiferent ce va face Dumnezeu. Dacă te va lua acasă mai devreme decât ți-ai propus, trebuie să-i rămâi credincios lui Dumnezeu în timpul pe care l-ai de trăit. Dacă va fi un timp mai lung de viață, trebuie să-i rămâi credincios lui Dumnezeu într-un timp mai lung. Observați că acești trei tineri vorbesc despre fidelitate necondiționată. Ei sunt fideli lui Dumnezeu necondiționat. N-ați întâlnit oameni care, dacă Dumnezeu nu le ascultă rugăciunea după cum vor, ei nu mai vin la biserică. Pur și simplu aceștia au făcut o afacere cu Dumnezeu: Doamne, sunt prezent, dar mă plătești. O venire la biserică e o vindecare de boală. Două veniri la biserică înseamnă o binecuvântare. Trei veniri la biserică înseamnă două binecuvântări. Fii atent că eu le contabilizez. Să știi că eu nu vin pe gratis la biserică. Eu trăiesc într-o țară capitalistă și pe toate le notez. Mie îmi plătești, eu nu vin de gratis aici. Asta nu e închinare, asta e business. Aceștia trei au spus că Dumnezeu ne scapă sau nu ne scapă, noi nu ne închinăm. Noi pe noi ne putem controla, nu pe Dumnezeu. Indiferent că ne scapă sau nu, genunchii ăștia nu se vor pleca în fața împăratului niciodată. Necondiționat au fost fideli față de Dumnezeu. Necondiționat. Știu că sună cam la limita putinței de a fi auzit, dar aceasta este Evanghelia. 2. Proclamarea suveranității lui Dumnezeu. În concluzie, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu este alături de noi în cea mai grea situație. De dimineață a venit la noi fratele Giussi, unul dintre oamenii care a lucrat de-a lungul anilor la sunet și imagine. Un bărbat tânăr, și ne-a spus: tati are cancer. Unde? La plămâni. Fiecare avem părinți, dacă îi mai avem, sau avem oameni dragi. Ce se întâmplă dacă asta ți s-ar întâmpla dumitale? Este cuptor lucrul ăsta? Da. Ce faci în cuptor? Uite ce te învață Biblia în seara asta și pe dumneata și pe mine. În cuptor Dumnezeu va fi prezent. Biblia ne spune că împăratul, atunci când s-a uitat în cuptor unde aruncase pe cei trei, din punctul lui de vedere neascultători,
a văzut pe al patrulea împreună cu ei, care semăna cu un fiu de Dumnezeu. Acel fiu de Dumnezeu a stat împreună cu ei, iar focul care în mod natural trebuia să le ardă și oasele, pur și simplu nu le-a ars nimic, pentru că s-a întâmplat un miracol. Într-un fel Dumnezeu te va scăpa, într-un fel Dumnezeu te va ajuta. Nimeni nu știe în ce fel, nici nu trebuie să-ți bați capul cu asta. Bate-ți capul nu cumva să te închini. Iar dacă vei plăti scump faptul că nu te închini idolilor și te închini doar lui Dumnezeu, ascultă-mă, fii liniștit. Există așa de mulți îngeri încât ajunge câte unul pentru fiecare dintre noi. Iar un înger e în stare să te păzească de apă, e în stare să te păzească de foc, e în stare să te păzească de orice lucru. A doua și ultima concluzie. Marele examen al vieții este închinarea, oferită ori lui Dumnezeu, ori altcuiva. Nu putem să ne închinăm la doi stăpâni, niciodată nu s-a putut. Există două alternative și fiecare dintre noi ne închinăm ori lui Dumnezeu, ne închinăm ori altcuiva sau la altceva. Putem să ne închinăm la neascultare, la mândrie, la aroganță, la bani, la frumusețe, la o părere înaltă despre tine, la ceartă, la orice alt lucru. Ne închinăm la lucrurile acestea pentru că ne subordonează, ne robesc, le facem și nu suntem în stare să-i dăm lui Dumnezeu onoarea și ascultarea și dedicarea și viața noastră. Și suntem un exemplu de rușine. Și în această seară vreau să vă întreb, pentru cine ne închinăm noi și casele noastre, poporul Domnului? Noi suntem închinătorii celui preanalt. Noi suntem închinătorii celui cu mâinile străpunse. Noi suntem închinătorii celui care are cicatrice în palme, în abdomen, pe frunte și în picioare. Noi suntem închinătorii celui care se va întoarce ca să ne ducă acasă. Noi suntem închinătorii celui care are toată puterea și în cer și pe pământ. Noi suntem închinătorii celui care, deși ești în foc, focul nu te arde, și deși ești în apă, apa nu te va înneca. Noi suntem închinătorii unui Dumnezeu care ne scapă de orice vrea El să ne scape și ne lasă oriunde vrea El să ne lase, dar toate sunt pentru binele nostru, pentru că El ne iubește cu o dragoste veșnică. Nu uitați, închinarea este examenul vieții fiecărui credincios. Și în această seară aș vrea să ne rugăm încheie în slujba divină și să mă uit la dumneavoastră care sunteți tineri, prea iubiții mei frați tineri, și la dumneavoastră care sunteți mai mult sau mai puțin tineri sau în vârstă decât mine. Și să vă spun următorul lucru, cum a fost până acum, va fi un pic mai greu de acum înainte. Vom fi chemați să ne închinăm la oameni, la sisteme, la plăceri, la frumusețe, la bani. Dar în centru tuturor, ca un luceafăr strălucitor și unic, va fi cel cu palmele străpunse, a cărui privire blândă, dar în același timp ca para focului, se va uita la mine și îmi va spune: te-am păstrat în viață până astăzi, am îngrămădit experiență în viața ta pentru ca să primești maturitatea de a nu te mai închina la nimic ce nu mă onorează pe mine. Poate să cânte toate instrumentele și poate să se încălzească cuptorul de 7 ori. Nu te închina decât mie, eu-s Dumnezeul tău, eu merg cu tine, eu te scap, eu mă lupt pentru tine, eu-s Dumnezeul tău. Haideți să ne rugăm, stimată biserică, ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului.